Alde și PSD joacă de aceeași parte a tablei. PSD a început să-și așeze piesele pe tabla de șah. Alde pe unde este? Pentru că spuneați doar de un suprefect care nu prea e nici al Alde. Nu trebuie să fie neapărat ALDE. Funcția de prefect sau de suprefect e o funcție apolitică. În Da, dar momentul mai în sunt care și... depui jurământul, nu mai ești Corect, adevărat. dar Nu mai ești sunt și reprezentantul reprezentanți ai oamenilor, instituțiilor de ești concentrate. liber. În momentul în care depui jurământul, ești reprezentantul comunității pe care o reprezint, De acord. adică a județului Brașov. Avem 12 secretari de stat până la momentul ăsta numiți de la ALDE, dacă asta dorea să aflați. Evident, o să avem un număr de 12 în jur de 10-12 suprefecți și vreo 4-5 prefecți, ăsta e până la urmă algoritmul și raportul de forțe, de 1 la 8. Și la La fel nivel de se instituții, va, de la fel și la concentrate? nivele de concentrate, sigur, se va respecta același raport. Nu putem cere mai mult decât Pentru că acolo am câștigat. La de concentrate sunt cu sunt examenii, că funcționari complicat. publici acolo. Sigur că sunt cu Și examenii, evident, până la urmă... la Brașov ce anume vă doriți? Nimic în mod deosebit. Noi avem și la... Și până la acest moment, 5 deconcentrate conduse de membrii ALDE, dar așa cum spunea și doamna, se vor face concurs importante pentru mine și Deci reiterez care sunt această alea cinci? idee, să câștige ce mai bun. Că sunt de la PSD, că sunt de la ALDE, că sunt de la PNL sau pur și simplu nu sunt afiliați politici. Județul Brașov, România are nevoie de profesioniști și în administrație, nu neapărat de oameni cu carnete de partid.